De ce n-am găsit o valiză cu proiecte? De ce n-am găsit o valiză cu proiecte pentru anul centenar? Proiecte pentru următorul deceniu pentru România. L-am ratat și intrăm de fiecare dată la mâna unor indivizi care bagă bățul prin gard, mai aruncă pe piața românească o sămânță de scandal, în loc să ne referim la lucruri serioase care să pornească motorul dezvoltării societății românești. Stați la guvernare, domnul Băișanu, vreți noi să vă facem... Stați puțin, că eu astăzi am venit și mă gândeam că mă întrebați ce lege am făcut în ultima lună de când nu ne-am mai văzut. Nu e tribuna parlamentară. Vi le arătam, poate găseam soluții, mai făceam o autostradă, mai asta votăm trebuie să faceți în Parlament, ceva. Acolo se poartă în nu, comisii. Dar aici e vorba de cancan. România nu are nevoie de cancan. S-a votat împotriva autostrăzii A8. Nu. Ungheni, nu s-a votat. Nu, n-a votat. Bun, dar întrebarea... Intră în cameră. Domnul Roman, n-a votat ajută nimeni. Pe cineva... Eu sunt vicepreședinte Comisiei de Transport. În Comisia de Transport s-a votat în unanimitate legea prin care autostrada Unirii Iași Târgu Mureș să se facă. Problema e că Suceava, de exemplu, s-a bătut și are o autostradă votată în Parlamentul României de acum 12 ani pentru autostradă Suceava-Satu Mare. Legea este, autostrada nu e. La ce a folosit? Da, și la ce a folosit. Altă problemă importantă este că nu se fac sub nicio formă autostrăzi pe bază de lege. Asta se face printr-o hotărâre de guvern, pe un buget care trebuie să... Dacă faci o lege bună,